Cu intenția de a populariza handbalul în Giurgiu, Federația Română de Handbal a decis ca meciurile din grupa 1 a turneului semifinal de Handbal 1 să se desfășoare în orașul nostru. Astfel, în perioada 2-6 aprilie, la sala polivalentă Chauncey Hardy, spectatorii giurgiuveni sunt așteptați să vină să urmărească numai puțin de 15 meciuri de handbal. Astăzi a început turneul semifinal de junioare 1 de la noi de la Giurgiu, organizat de CSM Dunărea Giurgiu. Sunt șase echipe care au plecat din grupe către turneul semifinal, 4 se vor califica mai departe. 2 dintre aceste echipe sunt și medaliate la edițiile trecute ale campionatelor naționale de junioare 1. Acest turneu ne-a fost oferit de Federația Română de Handbal și ca o recunoștință pentru ce am făcut în cei 7 ani de zile de când a început fenomenul sportiv numit handbal feminin în Giurgiu. Din păcate, la turneu nu este prezentă nicio echipă giurgiuveană, iar cele 6 echipe participante sunt din Iași, Slobozia, Buhuș, Galați și București. Meciul de deschidere a fost cel dintre LPS Iași și CSS 6 București, echipa la care evoluează și 7 handbaliste din Giurgiu. Primele 4 echipe din clasament vor merge mai departe la faza a 2-a turneului, iar de acolo vor merge la turneul final.